aici la Speranța, ne închinăm înaintea Domnului prin cântecele noastre, prin rugăciune, dar și prin cuvântul pe care îl proclamăm în locul acesta. Așa că haideți să ne ridicăm în picioare și hai să citim împreună Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Mi-este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă un alt val, la vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Și pentru că psalmul acesta, de fapt, continuă, haideți să mergem mai departe să citim. Fă-mi dreptate, Dumnezeule. Apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrășmașului? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Vă invit să vă așezați. Împreună, înainte, în închinare. Împreună, înainte, în închinare. Rugăciunea mea în această dimineață, pentru noi, este ca Domnul să ne ajute, ca pe de-o parte să conștientizăm unde suntem în acest moment, unde a îngăduit Domnul să ajungem, să fim, și în același timp să ni se umple inima de curaj ca să ne ridicăm și să mergem mai departe, să continuăm să urcăm, să continuăm să ne apropiem de Dumnezeul nostru, să continuăm să-L căutăm pe El, așa cum El este vrednic să fie căutat, onorat, slăvit. Așa că haideți să mergem mai departe în dimineața asta împreună. Haideți să îndrăznim să pășim împreună cu Dumnezeu. Haideți să ne imaginăm cum ar putea să fie viitorul nostru împreună ca și biserică. Și să încercăm din cuvânt, din scriptură, să vedem încotro ne atrage Dumnezeu. Pentru că eu voi încerca să fiu cât se poate de onest cu biserica, cu noi în această dimineață și să vă spun ce văd eu, unde văd eu că suntem ca biserică din punct de vedere al închinării împreună și totodată să încercăm să vedem din cuvânt unde putem să mergem împreună cu Domnul nostru. Așa că haideți să
Haideți să vorbim împreună în dimineața asta despre închinare. Ce este închinarea? Ce este închinarea? Ce este experiența noastră împreună? Închinarea noastră este un răspuns. Este o reacție. O reacție la ceva ce întâlnim înaintea noastră. Imaginează-ți pentru câteva momente și știu că noi aici, în România, trăim într-o republică birocratică, democratică, am vrut să zic, iertați-mă. Dar totuși imaginează-ți că trăiești într-un regat. Trăiești într-un regat condus de un rege și ai o problemă foarte delicată, foarte importantă, pe care doar regele te poate ajuta să o rezolvi. Și reușești să obții o audiență înaintea regelui și ești atât de entuziasmat și ești atât de copleșit de emoție pentru că te duci la palat și intri în acea sală a tronului, o sală fascinantă, frumoasă, mare, impunătoare. Și pe măsură ce pășești pe culoar, te duci înspre tron, înspre rege, îți tremură genunchii pentru că cel cu care urmează să vorbești este regele. Așa că datorită informației pe care o ai despre persoana respectivă, e regele ținutului în care locuiești, și datorită admirației și a respectului pe care îl porți în inimă pentru că este un rege bun, nu faci altceva decât să îi te închini. Ca o reacție este primul lucru de așteptat natural pe care îl face inima ta. Ne închinăm pentru că am fost creați să ne închinăm. Ne închinăm pentru că am fost creați de Dumnezeu cu acest reflex al închinării. Când începem să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este El și răspundem prezenței Lui, peste noi se așterne o atitudine de închinare și asta se întâmplă și atunci când ne întâlnim aici, în locul acesta, și atunci când te închini acasă. Gândiți-vă doar la serafim în Biblie. Isaia 6. Isaia are privilegiul din partea lui Dumnezeu să vadă cerul. Și când vede cerul, îi vede pe serafim care în prezența lui Dumnezeu, reacția lor este că își ascund fețele cu uimire. Își ascund picioarele, se închină apoi înaintea lui Dumnezeu și spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Întreg pământul este plin de slava sa. Reacția îngerilor. Sau amintește-ți de ucenici care erau în corabie și văd o nălucă venind înspre ei. O fantomă venind înspre ei. Se tem. Dar pe măsură ce se apropie, își dau seama, este Domnul. Și pur și simplu, în momentul în care recunosc că este Domnul, că este Iisus, reacția lor este, spune Scriptura, cei din barcă i s-au închinat și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Aceasta este reacția noastră atunci când îl vedem cu adevărat pe Dumnezeu, atunci când îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Cum putem să-L cunoaștem? Ce ar trebui să determine închinarea noastră? Hai să ne uităm la psalmul nostru care e cuprins în două capitole, în multe manuscrise timpurii. Psalmul acesta, psalmii 42 și 43, sunt un singur psalm. Spune, trimiteți lumina și adevărul ca să mă călăuzească, să mă conducă la muntele tău cel sfânt. Trimiteți lumina și adevărul, lumina și adevărul, adevărul, informația pe care o am cu privire la Dumnezeu și lumina, capacitatea de a înțelege informația despre Dumnezeu. Aceasta ne conduce în prezența lui Dumnezeu, ne duce la muntele sfințeniei sale, locul prezenței lui Dumnezeu. Noi am fost creați de Dumnezeu cu acest reflex al închinării. Și dacă nu înțelegem cine este Dumnezeul nostru, noi tot ne vom închina, dar ne vom face un Dumnezeu din altceva. Fie ne vom face un Dumnezeu din eul nostru și vom găsi tot felul de metode care mai creative de a ne închina eului nostru, fie ne vom face un zeu, un idol din afacerile noastre, din slujba noastră, din hobby-urile noastre, din demonii noștri, sau chiar o variantă mutilată, distorsionată a lui Dumnezeu, căreia să ne închinăm, care e tot idolatrie. Și atunci cum putem să ne păzim de asta? Trimite, Doamne, lumina și adevărul tău. Și Dumnezeu le trimite.
Cum putem să ne păzim ca biserică, să ne închinăm unui zeu fals atunci când ne întâlnim aici și totul să fie în zadar, să păcătuim în loc să ne apropiem de Dumnezeu, doar asigurându-ne că închinarea noastră este inspirată și în același timp îmbibată de cuvântul lui Dumnezeu. Cântecele pe care le cântăm ar trebui să rezoneze, să ne amintească cuvinte ale Scripturii pe care Dumnezeu a îngăduit să le avem. Să lăsăm lumina lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne lumineze calea în închinarea noastră, calea către prezența lui Dumnezeu, prin cuvântul lui. Dar în același timp, tot psalmul acesta pulsează de emoție. Psalmii, de altfel, sunt lăsați, această carte de cântări, de cântece a Bibliei, sunt lăsați în Scriptură ca să ne învețe cum să simțim. Să ne învețe să simțim bine, să simțim corect. Să ne învețe să fim onești și sinceri cu Dumnezeul nostru. Deschiși, așa cum suntem, cu căderile noastre, cu bucuriile noastre. Să ne învețe că închinarea este în același timp o realitate a inimii. Se întâmplă în interiorul nostru. Poți să fii beton din punct de vedere doctrinar. Să știi toate adevărurile. La orice oră din zi și din noapte te trezești să poți să dai socoteală de orice mare doctrină a creștinismului. Dacă la fel e și inima ta, adică tot beton, închinarea ta va fi rece și fără viață. Ați văzut astfel de experimente? De închinare rece și fără viață. Pentru că excludem această parte importantă a felului în care am fost creați până la urmă. E o realitate pe care pur și simplu o observăm. Așa suntem noi. La fel însă, dacă avem o dragoste arzătoare față de Dumnezeu, dar nu ne facem o prioritate din a-L cunoaște pe Dumnezeu, să-I citim cuvântul, să stăm în părtășie unii cu ceilalți, în grupurile mici, în celelalte relații sfinte pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața noastră, nu facem altceva decât să ne închinăm unei imagini vagi, false, despre Dumnezeul nostru. Și această închinare superficială bate tot la ușa idolatriei. Am să încerc să aduc împreună aceste două concepte prin două citate. Unui John Stott care spune: închinarea adevărată este un răspuns la revelația de sine a lui Dumnezeu în Hristos și în Scripturi. Adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la închinare. Adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu ne conduce la închinare. Dar în același timp un alt John Piper spune: unde sentimentele față de Dumnezeu sunt moarte, închinarea e moartă. Și mă rog ca Domnul să ne învețe asta mai mult. Ca aici, la Speranța, să învățăm să ne închinăm Domnului într-un mod complet. Plin de adevăr, dar în același timp liber să ne exprimăm trăirile reale ale inimii înaintea Dumnezeului nostru. Domnul să ne ajute! Amin! Mă bucur din toată inima că sunteți aici. De ce să mă închin lui Dumnezeu? Ok. Ne închinăm, toți ne închinăm. Așa am fost creat de Dumnezeu. Dar de ce să mă închin lui Dumnezeu până la urmă? De ce aș face asta? Pentru că am fost creați și tot universul acesta în care trăim, cu creaturile lui văzute și nevăzute, cu toții am fost creați pentru slava sa, pentru gloria sa. Și tot Isaia ne divulgă realitatea aceasta când spune în capitolul 43: toți cei ce poartă numele meu, cei pe care i-am creat pentru slava mea, i-am creat pentru slava mea. Și vă amintiți acel citat celebru, acea zicere celebră a lui C.S. Lewis care spune că noi am fost creați de Dumnezeu cu un gol în sufletul nostru care are forma lui Dumnezeu și pe care doar Dumnezeu poate să-L umple. Și de ce? De unde știm noi că e adevărat asta? Păi noi aici, la BBC-ul, noi am trăit asta de o sumedenie de ori. Câți oameni nu ați auzit în mărturile lor spunând pur și simplu căutam împlinire și nu o găseam nicăieri. Nu știam încotro să o apuc cu viața mea. Și am venit și L-am găsit pe Dumnezeu și viața mea e alta, m-am schimbat, sunt un om nou. Am bucurie pe care n-am avut-o niciodată, așa cum am cântat înainte. Slavă Domnului! Slavă Domnului că locul ăsta e un loc în care putem să găsim închinarea adevărată. Atunci când vorbește despre închinare și psalmul acesta, vă amintiți, la început vorbește despre acea tânjire a inimii, despre cerbul care e însetat.
Și aș vrea să rog pe Ricci să mă ajute puțin, aș vrea doar să vizualizăm puțin asta, să nu spargi paharul, Ricci, că nu e a meu, e a lui. Mulțumesc. Chiar să ne-am săipen. Domnul să te binecuvinteze. Apa. Vă amintiți? Când Domnul Iisus se întâlnește cu femeia samariteancă la fântână, primul cu care îi spune, dă-mi să beau. Cumva rezonând mai degrabă ecoul din sufletul ei, însetat. Apă și închinare, la fel și în acest verset. Și cred că de multe ori noi suntem așa. Suntem oameni care tânjim după ceva. Umblăm deshidratați prin lumea aceasta. Umblăm însetați. Umblăm însetați și venim într-un loc ca și acesta. Un loc de închinare. Un loc în care apa e acolo. Și bineînțeles, de ce ai nevoie mai mult ca un om însetat care te plimbi prin această lume? De ce ai nevoie mai mult? Cu siguranță, să vii și să privești un pahar de apă rece. Și privindu-l, te vei lumina și te vei bucura, așa-i? De asta venim. Și atunci cum se face că venim de multe ori în locuri ca și acestea ca să privim, refuzând să ne implicăm cu adevărat, refuzând să ieșim din zona noastră de confort, din pătrățica noastră, din întăriturile pe care noi le-am zidit în jurul nostru și să participăm în închinare. Refuzăm să întindem mâna, să apucăm paharul și să bem cu adevărat din cel care este apa vieții, pentru că asta facem atunci când îl adorăm pe Dumnezeu. Ni se stâmpără. Mi se stâmpără sufletul. Nu veni doar să privești închinarea. Vino să fii parte din închinare. Nu permite diavolului să te înșele în privința asta. Închină-te Dumnezeului cel viu și adevărat. Amin. Dar, bun. Ați auzit o sumedenie de oameni. Chiar acum recent am citit undeva despre comentariul cuiva care zicea, eu m-am săturat și de biserică, și de... N-am nevoie. Pentru ce? N-am nevoie. Eu mă pun cu cărțile mele, citesc chestii frumos, înțeleg, citesc în greacă, în Noul Testament, săracilor care sunteți, știi? Așa, știi? Și stau deoparte, având un fel de liturghie a lor proprie, ei cu închinarea lor. Ce e așa deosebit la închinarea noastră împreună? De ce trebuie să fim împreună ca o biserică? De ce? De ce nu e suficient să fii de unul singur? Ce e deosebit la închinarea noastră? Ce se întâmplă în aceste 90, 100, 800 și ceva de minute uneori pe care le petrecem aici duminica dimineața? Ce-i atât de deosebit în lucrul acesta? Mă fascinează asta, mă entuziasmează asta, mă entuziasmează pentru că eu știu că ce se întâmplă aici nu este un spectacol care conține o parte muzicală și o parte de oratorie și care e secționată undeva pe la mijloc cu anunțuri și colectă și alte lucruri de genul acesta. Nu este un spectacol, este mult mai mult de atât. Închinarea înaintea lui Dumnezeu, pentru că altfel, de ce psalmistul care se află în cea mai cruntă depresie a vieții lui, probabil, atunci când scrie psalmul acesta, alege să spună, mi se întristează sufletul, când îmi aduc aminte, de ce mi-aduc aminte? Cum treceam prin mulțime mergând spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire ale mulțimii aflate în sărbătoare, își amintește de comunitatea lui Dumnezeu adunată împreună în sărbătoare înaintea lui Dumnezeu. Asta e amintirea care marchează depresia lui. Ba mai mult, el ce spune? Nădăjduiește în Domnul căci iarăși îl vei lăuda. Iarăși te vei închina înaintea Lui. Te vei întoarce iarăși acolo, la mulțimea aflată în sărbătoare. Te vei întoarce în momentul ăsta. Ce importantă e amintirea asta pentru El. Nu-i doar nostalgie, El vrea să retrăiască asta. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost cu adevărat prezent acolo. Sigur, Dumnezeu nostru e prezent pretutindeni. Dumnezeu e prezent peste tot. Dar asta nu exclude că Dumnezeu este prezent într-un mod special, acolo unde copiii Lui se adună împreună cu inima îndreptată înspre El, să-L adore și să se închine lui Dumnezeu. Toți cei ce sunteți aici, copiii lui Dumnezeu,
și ați experimentat cel puțin o dată un moment de închinare aparte, ați putea să descrieți experiența respectivă. Ce fel de cuvinte ai folosi? Mi-amintesc, am stat să mă gândesc, care sunt câteva momente, sunt așa de multe, momente frumoase pe care le-am trăit aici. Mi-amintesc un moment, în seria de mesaje 52, mesajul se apropia de final, nu mai auzeam niciun cuvânt din cuvintele pe care Cristi le rostea în acea dimineață. Mă rugam și ceream lui Dumnezeu să facă o minune, și să facă oamenii să se întoarcă la El în acea dimineață. Și când am deschis ochii, eram în spatele lui Cristi și mă rugam și când am deschis ochii, am văzut tineri venind în fața aici și primindu-L pe Hristos, declarând că Iisus Hristos e rege peste viața lor. Slavă Domnului! Mi-amintesc de eveniment anual, moment specific, nu de frumusețea evenimentelor și ce lucruri măreți a făcut Dumnezeu împreună cu noi la evenimentele anuale, ci de momente specifice pentru care m-am rugat și s-au întâmplat. Mi-amintesc de tabere, de tabără, cum aveam senzația că nu se întâmplă nimic, că oamenii sunt enorm de obosiți. Era și normal. Voi cum ați fi după o oră jumate, două ore de somn pe noapte? Aveam senzația că oamenii n-aud nimic din ce se vorbește. Și la final, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu convinge 10 de tineri de păcat și îi aduce în față. Îi mântuiește. Slavă Domnului! Vreau să trăiesc cât mai multe momente de genul acesta. Vreau să învăț, vreau să știu ce trebuie să fac, vreau să știu cum trebuie să mă pregătesc pentru ca astfel de momente să trăiesc cât mai multe, în care să văd cerurile cum se deschid și să-L văd pe Dumnezeu cum lucrează. Amin, biserică? Înspre asta trebuie să mergem, nu înspre rutină, nu înspre obișnuință, ci înspre asta. Nu veni la biserică pentru că e doar o tradiție religioasă. În această încăpere oamenii trec de la moarte la viață. În această încăpere copiii lui Dumnezeu sunt încurajați, ridicați, reîmprospătați, reîmputerniciți pentru lucrarea la care au fost chemați de Dumnezeu. În această încăpere Dumnezeu își primește slava din gura copiilor Săi. Spunea Todd Piper o chestie foarte interesantă. Zice, la finalul vieții, pe patul de moarte, dacă Alzheimerul nu va fi prea grav, zice, am să-mi amintesc de zeci, de sute de momente pe care le-am petrecut împreună cu voi în închinare. Momente în care vocile voastre au curs ca o cascadă peste sufletul meu îndurerat. Wow! Domnul poate să-ți dea vindecare într-un loc așa acesta, în locul ăsta unde-i chemat numele Lui peste noi. Dacă ai venit astăzi pentru prima dată, sau dacă vii doar din când în când, ești deconectat, ascultă-mă. Eu cred că ăsta e un motiv enorm de important și de mare ca să te întorci la Dumnezeu. Pentru că cred că pierzi ceva. Pierzi ceva măreț. Pierzi ceva extraordinar. Nu veni gândindu-te că e o tradiție religioasă. Dumnezeu e aici. N-ați auzit de multe ori ideea asta, că noi suntem aici ca să facem împreună, prin momentele pe care le trăim, noi facem o repetiție pentru? O repetiție pentru cer. Și cred că și eu am gândit așa de multe ori. Cred că și eu am gândit doar atât despre ceea ce se întâmplă în locul acesta. Și cred că mulți dintre noi, ca și urmașii lui Hristos, credem că cumva întâlniruțele astea ale noastre, aici la biserică, duminica dimineața, seara sau oricând ar fi, credem că așa, sunt un exercițiu spiritual până la urmă, o chestie nesemnificativă, suntem cumva suspendați între acea închinare fantastică de la templu, închinarea vechiului legământ și închinarea viitoare pe care o vom experimenta în cer împreună cu Dumnezeu și cu Sfinții Îngeri și cu ceilalți. Dar oare e adevărat asta? Oare ăsta e adevărul pe care îl proclamă Scriptura? Oare așa ne învață Hristos? Oare așa ne învață Duhul Sfânt să ne închinăm împreună înaintea Domnului? Oare? Pentru că Biblia mea spune în Evrei 10, așadar, fraților, fiindcă avem îndrăzneală, de ce? Datorită jertfei lui Hristos, să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Iisus. Perdeaua s-a rupt, îi dată la o parte, avem acces în Sfânta Sfintelor, în prezența Dumnezeului cel atotputernic. Dumnezeu pe tron,
Și noi, copiii lui, în prezența lui, despre asta e vorba. Nu mă lăsați pe mine să vă conving. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă pe ecran, la pasajul din Evrei 12. Am să citesc puțin dinainte pentru context. Spune așa, în Evrei 12. Căci nu v-ați apropiat de ceea ce poate fi atins, de ceea ce este cuprins de foc, de întuneric, negură și furtună, nici de sunet de trâmbiță sau de un glas ale cărei cuvinte i-au făcut pe cei ce l-au auzit să ceară să nu li se mai vorbească, pentru că n-au putut îndura ce s-a poruncit, chiar dacă un animal atinge muntele, să fie omorât cu pietre. Priveliștea aceea era atât de înspăimântătoare încât Moise a spus, sunt înspăimântat și tremur, ci voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc. Ascultă de ce te-ai apropiat în dimineața asta, de miile de îngeri adunați pentru sărbătoare, de biserica întâilor născuți, scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile desăvârșite ale celor drepți, de Iisus, mijlocitorul noului legământ, și de sângele stropit, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Ne-am apropiat astăzi de Iisus Hristos. Ne-am apropiat astăzi de cei sfinți, de copiii lui Dumnezeu care au plecat acasă înaintea noastră. Ne-am apropiat de El în dimineața asta. Despre asta e vorba. Sunt cât se poate de onest cu voi. Dumnezeu îmi schimbă în perioada aceasta perspectiva cu privire la închinarea noastră împreună. Dumnezeu mă învață, Dumnezeu vrea să merg mai departe, Dumnezeu vrea să mergem mai departe. Dumnezeu vrea să nu mai venim în locul acesta pur și simplu pentru că e duminică dimineața și vin la BBSO, la programul 1 sau la programul 2 sau oriunde altundeva te duce. Dumnezeu vrea să venim aici cu o inimă plină de așteptare, să ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze, să ne așteptăm ca Dumnezeu să mântuiască oamenii în mijlocul nostru, să ne așteptăm ca slava lui Dumnezeu să coboare aici și să simțim prezența lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Amin! Doamne, trezește-ne inimile! Ajută-ne să înțelegem, să înțelegem despre ce e vorba. Să înțelegem la ce realitate ne cheamă Biblia. Asta este partea cea mai importantă. Adevărul și lumina lui Dumnezeu. De aici pornește tot, din realitatea inimii. Când îl vezi pe Dumnezeu cum este El și te închini Lui plin de bucurie cu tot ceea ce ești. Dar mai apoi, să vedem și câteva detalii ale acestei închinări. Uitați-vă la versetul acesta. Uitați-vă la versetul din Psalmi. Mergând spre casa lui Dumnezeu, în partea a doua, versetului 4, spune: în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire ale mulțimii aflate în sărbătoare. Simțiți plictiseala din acest verset. Simțiți indiferența, relaxarea, tristețea, nepăsarea. O simțiți? Și o mai caut încă. Observați manifestarea închinării. Observați că închinarea nu este doar o realitate interioară, ci este o realitate care atunci când se întâmplă în interiorul tău, se vede în exterior. Se vede pe fața ta, se vede în gesturile tale, se vede în atitudinea ta. Se vede în felul în care cânți lui Dumnezeu, în felul în care te rogi, în felul în care predici cuvântul Lui sau asculți cuvântul Lui, în felul în care iubirea se manifestă. O iubire nemanifestată nu cred că e neapărat iubire. Eram adolescent. Și împreună cu Gașca ne-am dus la o conferință de închinare. De mult, de mult, de mult. Aici, în Oradea. Și am ajuns acolo, era invitată echipa de închinare, Decean. Și noi ne-am pus în spate, da? Tinerei, copii cum eram, ne-am pus în spate. Și că pentru prima dată am văzut oameni care pur și simplu îi cântau lui Dumnezeu din toată inima. Adică nu cântau cu jumate de gură. Nu se rugau cu jumătate, cântau Dumnezeu din toată inima. Am văzut oameni acolo în sală împreună cu noi. Am văzut oameni, se vedea pasiunea lor pentru Dumnezeu, se vedea. Și am văzut oameni care în închinare au început să-și ridice mâinile înspre Dumnezeu. Și cum vi-am spus, noi eram în spate și uitându-ne la ei, am început să facem mișto de ei. Ba chiar la un moment dat am început și noi să ridicăm mâinile, să facem pe acolo, prin spate, tot felul de... Iartă-ne, Doamne. Așa a fost. Ei,
Mai târziu, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, am învățat un lucru. Atunci când am o întrebare pentru Dumnezeu, mă duc și îl întreb pe Dumnezeu și încerc să aflu din Scripturi care este realitatea pe care El mi-o prezintă. Și am început să-mi pun întrebarea, oare cum arată, atenție, arată, cum se manifestă închinarea plăcută Dumnezeului nostru? Cu siguranță nu voi putea găsi răspunsul în cultura în care trăiesc, pentru că este o cultură căzută. Cu siguranță nu voi putea să găsesc răspunsul în părerile oamenilor pe care îi întreb și îmi răspund neargumentat și nescriptural. Și am început, la fel ca al multe alte întrebări din viață, să caut adevărul în Scriptură. Și mi-am selectat versetele care descriu închinarea și am descoperit un lucru extraordinar. Am descoperit că spectrul trăirilor în închinare este mult mai larg decât îmi imaginam. Pocăința și întristarea, lacrimile, plânsul pentru păcat, e plâns. Dar și sărbătoare e sărbătoare. Și când e sărbătoare în inima ta, sărbătoarea respectivă se vede în exterior. Și când îl iubești cu adevărat pe Domnul, dragostea respectivă începe să se vadă mai întâi pe fața ta, în atitudinea ta, chiar și în gesturile pe care le faci în închinare. Și un lucru care a apărut mereu și mereu și mereu în Scriptură este această ridicare a mâinilor în închinare. Eu mă întreb, Domn, cum vine asta? Cum se fac așa ceva? Vă sunteți aici, am întrebări care ziceți, bă, ăștia extrovertiți, dar nu nicio treabă, ăștia pentru ăștia e ușor să își ridice mâinile. Vă spun sincer, după ce am zis, Doamne, dacă ăsta e felul în care poporul se închina, dacă ăsta e felul în care văd că se întâmplă închinarea Noului Testament și dacă văd că e și felul în care se întâmplă închinarea în Apocalipsa, închinarea finală și veșnică pe care vom experimenta în cer, am zis, Doamne, vreau să învăț și eu să mă închin în felul ăsta înaintea Ta. Îți minte și acum, o amintire. Ți minte și acum, era voi să fiu pe mielul gloriei și eram acolo în sală și ajuns la refren și eu mă rugasem rugăciunea asta ca Domnul să-mi dea curaj să pot să manifest închinarea înaintea Lui și în felul ăsta. Și a început refrenul și mâinile mi le înalți înaintea Ta vin, mâinile mi le înalți. Din ce facem? Bine. Las mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu, n-a fost ușor la început, a fost ușor, parcă a fost așa stânjenitor, dar apoi mi-am amintit, hei, despre ce e vorba? Despre cum arăt eu în fața prietenilor mei sau despre închinarea ce-i place lui Dumnezeu și felul în care îi văd pe oamenii lui Dumnezeu reacționând în închinare în Biblie? Nu spun asta ca să forțez și nu spun asta ca să vă provoc la un teatru ieftin aici, în niciun caz. Țineți minte, totul începe în inima ta, în duh și în adevăr. Dar dacă închinarea mea e în duh și în adevăr, înseamnă că e în termenii prescriși de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îngăduie această închinare, ba mai mult, se regăsește într-un mod absolut, absolut clar pe tot parcursul Scripturii. De ce să nu îndrăznești să faci un pas mai departe în închinare? Fii mai plin de energie în închinarea ta. Fii mai plin de bucurie în închinarea ta. Laudă-L pe Dumnezeu mai puternic, cu voce tare, strigați către Domnul! Și aici la BBSO ai contextul în care poți să strigi către Domnul în cântarea ta și în închinarea ta. Sunt momente intense de închinare în care poți pur și simplu să-L auzi cu tot ce ești și cei din jur să vadă închinarea, nu doar să audă închinarea, să vadă închinarea pe fața ta, prin felul în care te manifesti. Îndrăznește să faci un pas mai departe. Îndrăznește, hai să îndrăznim să arătăm sărbătoarea din inima noastră. Dumnezeu ne-a mântuit, îi aparținem lui Dumnezeu, suntem poporul Lui răscumpărat, suntem biserica Lui, hai să fim plini de bucurie împreună în închinare înaintea Dumnezeului nostru. E extraordinar momentul în care am ajuns acum, în care suntem acum ca și biserică. Am fost aici în urmă cu mai mulți ani, în care mă simțeam atâta de inutil, când încercam să-i motivez pe oameni și nu se întâmpla nimic înaintea mea. Și acum pornim la zero, când countdown-ul ajunge la zero și deja văd atâția oameni care zâmbesc, care se bucură în închinare aici. Niciodată să nu vezi închinarea ca fiind un exercițiu religios. Niciodată să nu-ți fie teamă să faci risipă de energie și de bucurie în închinarea ta. Lasă Duhul lui Dumnezeu să transforme mintea
Ai fost așezat împreună cu Hristos în locurile cerești. Din acel punct ne închinăm noi, din sala tronului, din prezența lui Dumnezeu. Dragilor, când suntem adunați aici, Biserica lui Hristos, noi suntem deja în prezența lui Dumnezeu. Noi nu facem repetiție pentru cer. Noi experimentăm deja cerul. Noi experimentăm deja plinătatea Duhului Sfânt în închinarea noastră. Și ne bucurăm de prezența lui. Dar ai să-mi spui, înțeleg ce spui, dar tu nu știi. Eu am avut perioade în care am fost plin de bucurie și perioade în care am fost în clocot pentru Domnul, dar cum sunt căldicel? Inima mea e de gheață. Nici nu știu cum am ajuns aici. Nici nu știu de ce vin la biserică, dar te găsești exact în categoria aia a oamenilor care sunt însetați. Pentru că nu poți să trăiești o viață frumoasă și împlinită fără de Dumnezeu. Și fără să-L guști pe Dumnezeu, fără să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi. Ești însetat și vii aici și te uiți la paharul de apă rece și pur și simplu stai deconectat. Fără să-ți pese de oportunitatea pe care Dumnezeu așează înaintea ta în fiecare duminică dimineața și nu numai. Ce să fac? Ce să fac ca să mă vindec de inima mea rece? Ascultă-mă, dacă nu te-ai întors încă la Dumnezeu și ești aici, așa auzi toate cuvintele astea, așa auzi povestea asta, așa auzi, realitatea asta a faptului că noi intrăm în sala tronului, în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu atunci când ne închinăm împreună ca și biserică, dar tu nu te-ai întors. Tu nu ți-ai pus încrederea în Iisus. Iisus, nu ai acceptat că a murit în locul tău pentru păcatele tale, încă te mai chinui să te ispășești tu pe tine însuți. Tu nu vei putea să-ți faci masaj cardiac, să te resuscitezi pe tine însuți și să vii la viață. Doar Duhul Domnului poate să facă asta. Astăzi, ridică-ți ochii către cer și spune-i, Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Amin. Și apoi vino și gustă, apoi vino și bea, apoi vino și nu mai fi însetat și bucură-te de închinarea adevărată pe care, la care Dumnezeu ne cheamă. Cum să mă vindec? Cum să ies din amorțeală? Cum să nu mai fiu căldicel? Cum să învăț să-L sărbătoresc pe Hristos împreună cu Sfinții și să mă bucur de El în locul acesta? Foarte pe scurt, primul lucru, 1. Începe acasă. Începe acasă. Uitați-vă la versetul 8 împreună cu mine. Spune, ziua Domnului îmi face parte de îndurarea sa, iar noaptea am cu mine cântarea lui și rugăciunea către Dumnezeul vieții mele. Învață să trăiești cu Dumnezeu nu de aici, ci de acasă. Învață să faci din Dumnezeu Dumnezeul vieții tale. Vă reamintesc că omul ăsta se găsește într-o depresie cumplită. Nu știu câți dintre voi ați trecut prin astfel de momente. Nu știu câți dintre voi ați trecut prin momente în care ați putut să spuneți și voi ca și psalmistul, zice, mă hrănesc zi și noapte cu lacrimile mele. Cei din jurul meu se uită la mine și întreabă, unde este Dumnezeul tău, bagiocoritor? Ar fi cultura în care trăim astăzi, în care asta e... Asta înseamnă să fii creștin până la urmă. Unde este Dumnezeul tău? Începe acasă. Îndurarea, cântarea și rugăciunea. Cântă-i lui Dumnezeu acasă. Roagă-te acasă. Pregătește-ți inima. Învață să te rogi din nou. Învață să citești cuvântul din nou. Vedeți cum proclamă adevărul lui Dumnezeu? Ziua Domnului îmi face parte de îndurarea sa. Mă, omule, care ziua îți face Domnul parte de îndurarea sa? Că tu te hrănești cu lacrimi și te întreabă oamenii unde e Dumnezeul tău. Care? El proclamă adevărul lui Dumnezeu și atunci când nici măcar nu mai simte asta. Și atunci când inima lui s-a răcit. El știe care e drumul înapoi. Drumul înapoi înspre prezența lui Dumnezeu, înspre mulțimea adunată în sărbătoare, începe de aici. Domnul nu face parte de îndurarea sa, cunoaște îndurarea. Nu mai veni pe gol aici la biserică. Așa venim de multe ori. Suntem ca și șoferii aia care bagă numai de 20 de lei motorină și benzină în mașină. Și apoi te sună. Știi, toți aveți câte un prieten de ăsta. Păi nu visăm... Adum o canistră, că am rămas aici. Nu cunoaștem. Mi-am amintit la primul program de... După ce, nu mă, cu mai mulți ani, după ce am cumpărat mașina pe care o avem, la un moment dat, am făcut plinul, nu știu ce, am mers colo încoace, tot a mers, ajunge la un moment dat acul de la ce indică cât combustibil mai am, ajunge la sfert. Băi, și de la sfert nu mai coboară. Am zis, asta e o minune.
Deci Domnul mulțește motorina ca ulei în Vechiul Testament. E incredibil, fantastic. Mers până într-unul dintre multele drumuri pe care le-am mai făcut așa pe sfertul ăla. Mers până în St. Martin, stăteau acolo la vremea respectivă Gigi și Carina, cei care sigur îi cunoașteți majoritatea. Și când ne-am întors de acolo, ajungem în oraș, ajungem la parcul 1 decembrie, dintr-o dată tremură mașina toată, ce s-a întâmplat, trag pe dreapta, îl sun pe cumnatul meu. Zic, hai să vezi ce-i baiul, că el se pricepe la mașină. Zic, nu știu, păți, s-a oprit. Zice, dar mai am o trână. Da, zic, un sfert. Eu cu minunea, așa. Și vine cumnatul meu, zice, se uită în rezervor, tot o mișcă, tot zice, bă, atunci nu mai nimic, zice. Zice, pe aer a mers mașina. Ei, am învățat lecția, atunci, bun, nu coboară sub sfert, aia este. Și după ce și-a luat Emi, îl știți pe Emi, nu, cum se zice la BBSO, un prieten de-a meu care cânta la pian în dimineața asta, după ce și-a luat carnetul, n-avea mașină, el conducea mașina mai mult ca mine. Gen, aproape în fiecare zi mi-o lua. Și am zis la un moment dat, zic, bă, Emi, du-te și bagă și un pic de motorină, că nu știu, dar nu știu cât mai are. Da, mă duc, nu știu ce, merge omul, se plimbă cu mașina, la un moment dat mă sună, zice, bă, zice, s-a oprit. Nu cred, cum să se oprească, s-a oprit. Dar ai băgat motorină? Păi nu, dar zice, s-a aici la pompă. Și am împins-o frumos, era aproape de pompă, am împins-o până la pompă să-i bage motorină. Așa suntem și noi de multe ori. Și vin la biserică și nu simți, nu te bucuri, nu trăiești realitatea prezenței lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu nu se așează, nu se așternă peste mintea ta, pentru că tu vii gol la biserică. Nici măcar verse of the day de pe YouVersion nu-l mai citești în fiecare zi. Nu ai condus pe gol. Dacă chestia asta e atât de importantă și are legătură cu veșnicia ta, cu eternitatea ta, fă-ți o prioritate. Hai să ne facem cu toți o prioritate din a ne ruga, din a cânta acasă, indiferent cât de multă, puțină talent ai din punctul ăsta de vedere. Nu contează. 2. În lumina cuvântului. Începe acasă, în lumina cuvântului. 43:3. Trimiteți lumina și adevărul ca să mă călăuzească. Am trimis deja lumina și adevărul, zice Domnul. Învață cine este Dumnezeu. Ia-ți o cariocă și sublinează în Biblie. Dacă ești cu inima rece în dimineața asta și nu mai experimentezi, ia-ți o cariocă și sublinează în Biblie adevărurile despre caracterul lui Dumnezeu, despre măreția lui, sfințenia lui, puterea lui, despre faptul că el cunoaște toate lucrurile, despre suveranitatea lui nenegociabilă și de neatins, despre dragostea lui Dumnezeu. Sublinează-ți în Biblie. Apoi, sublinează în Biblie să vezi care sunt realitățile pe care Dumnezeu vrea să te învețe despre închinare până la urmă. Lasă-L pe Dumnezeu să te învețe. Lasă-L pe Dumnezeu să te învețe. Și al treilea lucru, predică-ți ție însuți. Am înainte să chemați salvarea să mă ducă pe deal la spitalul numărul 6, pentru că vă provoc să vorbiți cu voi înșivă. Uitați-vă în psalmul acesta, ce face psalmistul care ajunge așa într-un punct zero al vieții lui, într-un punct foarte rău al vieții lui. Vorbește cu sufletul lui și spune, suflete al meu, de ce te mâhnești și de ce gemi înăuntrul meu? Și începe să-i predice adevărul sufletului. Nădăjduiește în Dumnezeu. De ce? Știți că închinarea trebuie să fie o reacție. E absurd să vă provoc să cântați fără să vă dau un motiv pentru care să cântați în cântare sau în cuvintele pe care le rostesc. Înțelegeți? E absurd. Dumnezeu nu se așteaptă asta. Dumnezeu vrea să ne învețe adevărul și în adevărul lui, în adevărul lui să ne închinăm. De ce? Căci iarăși îi voi mulțumi pentru izbăvirea mea și pentru că este Dumnezeul meu. Martin Lloyd-Jones spunea că cea mai mare parte a nefericirii din viața ta se datorează faptului că te asculți pe tine însuți în loc să vorbești cu tine însuți. Am încercat. Și chiar este un adevăr al cuvântului. De multe ori ne ascultăm mai mult pe noi înșine. Te trezești dimineața și ești praf. E luni dimineața, o să fie o zi de luni, dezastru. De unde îți vine gândul ăsta? Îl lași pe eu să-ți predice el ție. Vii acasă, liniște, toată lumea, s-a obosit, s-a terminat, nu vreau să vă pe niciunul, te trântești în fotoliu și gata, conectarea ta cu familia ta pe mai departe. Unde-ți vine gândul ăsta că ești terminat și că nu poți? Nu mai ai capacitatea, de unde gândul ăsta? Cum ar fi în loc de asta, când ești încă pe mașină, să începi să vorbesc cu sufletul al meu? În momentele următoare o să te duci acasă și vreau să aduci lumină și bucurie în casă.
și vreau să iei pe copii în brațe și pe soție în brațe și să te bucuri de o seară frumoasă împreună cu familia ta. Pentru că Dumnezeul tău e Dumnezeu mare. Predică-ți Evanghelia, dragule. Ascultă, suflete. Dacă Dumnezeu este pentru tine, cine poate fi împotriva ta? Cine este cel care îi va condamna pe cei aleși de Dumnezeu? Hristos Iisus, cel care a murit și care mai mult decât atât a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cel care nu și-a cruțat propriul fiul și l-a dat pentru tine. Cum nu are să-ți dea împreună cu el toate lucrurile? Amin! Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare. Și când vii aici la biserică, când vii aici la biserică și simți că ești praf, ești pe cale să abdici, să capitulezi, să te trântești în scaun și să fii gheață, ia o pauză din a mă asculta pe mine sau pe Sergiu sau pe cine conduce închinarea. Hristos conduce închinarea, El este singurul nostru mijlocitor. Ia o pauză și spune sufletului tău, acum a venit vremea să lauzi pe Cel care te-a creat și pe Cel care n-a considerat că e prea mult să-și dea Fiul să moară pentru tine. Acum a venit vremea să lași deoparte oboseala și nepăsarea și plictiseala și toate lucrurile care, pentru că e vina noastră, e vina mea că m-am culcat la ora 3 azi noapte și acum super obosit în dimineața asta. Nu abdica, te rog, nu abdica. Nu uita că intrăm în prezența lui Dumnezeu, în sala tronului și la final, un singur lucru. Știi ce e interesant? Omul acesta, aflat în încercare grea, în depresie, își începe rugăciunea, își începe cântecul cu aceste cuvinte. Cum dorește, cum tânjește cerbul după izvoarele de apă, așa tânjește sufletul meu după tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu. Uneori oamenii au senzația că Dumnezeu este un fel de aparat de cafea cosmic. Vii, apeși pe buton și îți primești cafeaua. Dar Dumnezeu nu este aici ca să-ți rezolve problemele. Doar ca să-ți rezolve problemele. El nu există doar pentru tine și pentru satisfacția ta. Este psalmul unui om dobărât la pământ. Și nu e nimic greșit să vii și să rogi pe Dumnezeu să te scoată din mijlocul circumstanțelor grele din viața ta. Nu-i greșit. Dar care e prioritatea ta? Care e prioritatea ta? Lucrurile grele prin care treci și Domnul să mă ajute și să ne ajute pe fiecare când vom trece prin încercările grele ale vieții și poate chiar acum ești acolo. Poate chiar în acest moment ești acolo. Care e prioritatea ta? Tu și tragedia ta? Sau Hristos și măreția Lui? Și mai este o întrebare. O întrebare pe care am putea să o vedem ca mică acolo. Ne-a băgat în seamă. Când voi veni și voi vedea fața Lui Dumnezeu? Când voi vedea fața Lui Dumnezeu? Această întrebare și-a găsit răspunsul doar vreo 490, 50, 500 de ani mai târziu, atunci când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Iar noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și Iisus a răspuns, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl, amin. Când voi vedea fața ta? Când? Atunci când voi veni la crucea lui Iisus Hristos și voi aduce închinarea de care El este vrednic. Mă gândeam că, într-un fel, cerul nu și-a mai revenit niciodată din tragedia crucii lui Hristos. Cerul nu a depășit momentul. Cerul nu ascunde această realitate istorică ca și cum ar fi ceva rușinos care s-a petrecut cândva de mult în realitatea istoriei acestei lumi, dar nu vorbim despre asta. Ci cerul îl laudă pentru crucea lui. Cerul îl laudă pe mielul lui Dumnezeu. Vrednic este mielul care a fost junghiat, vrednic. Este mielul. Când
voi vedea fața Domnului, când îți vei întoarce fața înspre Hristos. Vă mai spun doar atât. În urmă cu ceva timp, când am scris cântecul pe care l-am cântat astăzi, doar prin crucea ta măreață sunt născut din nou, doar murind mi-ai dat viață, m-ai făcut al tău. Am venit la echipa de creativă, împreună cu care finalizăm cântecele acestea și am spus, nu avea un bridge, nu avea o parte de final. Și am zis, până la urmă despre asta e vorba la BBSO, nu? Despre Evanghelie, despre crucea lui Hristos. Până la urmă despre asta e vorba în închinarea pe care noi o aducem lui Dumnezeu, despre reacția noastră atunci când lumina lui Dumnezeu se coboară peste noi și înțelegem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a întins brațele și-a murit pe crucea Golgotei pentru mine, în locul meu, a plătit păcatul, a plătit prețul pe care ar fi trebuit să-l plătesc eu, pe care ar fi trebuit să-l plătești tu, tu ar fi trebuit să ai mâinile întinse, tu ar fi trebuit să suferi ocara, batjocura, pe tine ar fi trebuit să te scuipe, tu ar fi trebuit să fii cel insultat, cel batjocorit, cel călcat în picioare și în urmă cel răstignit, tu! Și cu mine, noi ar fi trebuit să plătim prețul acesta, dar l-a plătit Hristos în locul nostru. Cum să-mi aduc închinarea mea?